Datoria privată sunt sub media europeană. Acestea sunt faptele. Mulțumesc. Președinte, domnul Solojan. Cipru are nevoie de întregul sprijin al Uniunii Europene și eu doresc să mulțumesc comisarului Rehn, precum și Comisiei Europene, pentru eforturile depuse în acest sens. Cred de asemenea că intenția Comisiei Europene de a accelera folosirea fondurilor europene alocate Ciprului este un pas bun în direcția bună. În același timp, nu pot să nu îmi exprim regretul pentru întârzierea cu care s-a acționat în problemele financiare ale Ciprului, deși semnalele existau de foarte multă vreme. Și cred că în acest sens și Banca Europeană Centrală ar putea da o serie de explicații. Folosesc acest prilej pentru a ruga Comisia Europeană să depună toate eforturile ca măcar toate statele membre să accepte schimbul automatic de informații cu privire la depozitele străinilor în băncile de pe teritoriul acestor state membre. Să nu așteptăm revolta cetățenilor europeni împotriva acelora care își sustrag veniturile de la impozitare și împotriva lipsei de acțiune a Comisiei Europene. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Toia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încrederea în Europa a fost afectată de gestionarea dezastroasă a crizei cipriote și vor fi niște